Pe fratele Iosif să ne dea îndemn la rugăciune, să ne rugăm să salvăm Domnului. Laudat să fie Domnul nostru. Amin. Amin. Vreau să deschidem cu toții la Matei 12. Aleluia. 43 până la 45. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodibată. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră în casă, locuiește acolo și starea din urmă a omului acestui ajunge mai rău decât cel din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Aleluia. Eu am nevoie de umplere. Aleluia. Eu am avut în urmă, am avut duhuri în mine și au ieșit, slavă Domnului, dar ele vrea să se întoarcă. Yes. Aici la 44 zice că o găsește goală, curată și în ordine, măturată și goală. Noi nu trebuie să fim gol. Dacă suntem gol, lăsăm loc pentru Duhul să vină înapoi. Așa e. Dacă suntem umpluți de lumina lui Dumnezeu și cu, de suntem plin spiritual, n-are ce căuta Duhul cu cei buni. Nu merge lumina și întunericul împreună. Așa e. Eu am nevoie de umplere. Yes. Să ne rugăm în rugăciunea asta să ne umplu Domnul cu Duhul Sfânt. Amin. Să ne umple, și când vine Duhul, să n-are ce căuta acolo. Să nu ne dea jos, să nu ne împingă spate. Yes. Și să fim umpluți totdeauna și să ne rugăm în rugăciunea asta să fim umpluți, să avem destul pentru mâine, pentru săptămâna asta care vine și să ne rugăm totdeauna pentru umplere. Amin. Yes. Amin. Domnul să ne binecuvânteze.